Salutare, prieteni! Continuăm seria prezentărilor de echipamente moto probate, testate, pentru că așa mi se pare normal. Nu poți doar să prezinți niște specificații pe care oricum le găsești pe internet, dacă nu vii și cu opinia ta, adică aia mi se pare valoarea adăugată. Astăzi continuăm cu costumul acesta de touring, Alpine Stars, Bogota Pro, Drystar. Se cheamă Drystar pentru că este și impermeabil, este acea membrană proprietară Alpine Stars. Acum, eu n-am nicio treabă cu Alpine Stars, deși mă vedeți cu șepcuță cu asta, am fost fan de mic copil. Am purtat Alpine Stars la vremea mea, de la începuturi, și cumva tocmai pe parcursul acestor ani mi se pare că s-a cam pierdut din calitate, au mai scăzut din calitatea, și de asta sunt curios, vreau să vă întreb dacă și voi aveți această părere. Cel puțin de la circuit știu mulți piloți de la MotoGP care au renunțat la mănușile Alpine Stars pentru că se toceau foarte repede, nu puteai să faci un sezon cu ele și deja ți apăreau găuri în palmă, și de asta cumva parcă tot ce a apărut mai nou e mai bun, mai protector, dar parcă se și consumă mai repede. Adică au trecut pe economia asta de piață, de consumerism, și mă cam doare asta Alpine Star, sincer. Dar, revenind la acest costum, este un costum de touring gândit pentru mai tot sezonul, să zicem așa, cu 3 leiere, 3 straturi. Practic ai stratul acesta exterior din poliester 600D. Ăsta e un material rezistent la abraziune. Zic ei că întreaga geacă este la categoria AA. Ca referință, un singur A este așa un blug ușor când mergi prin oraș cu scuterul, o gecuță de mers cu scuterul. AAA e un costum full leather pentru circuit, protecție maximă. Drept urmare, poliester 600D combinat cu 450D în zonele probabile de impact, adică cot și umeri, tot la cot și la umeri, protecție Alpine Star Nucleon Pro, nivelul 2 din nou, opțional poți să-i pui o protecție de spate, nu vine inclusă, prețul lui, pe la noi am văzut că se învârte pe la 1700 de lei geaca și 1300, parcă 1400 de roni pantalonii, nu mai știu care de unde l-am luat, cred că FC Moto și Motocar separat, undeva pe la 1500 geaca și 1100 pantaloni. Pantalonii sunt la fel, pe același concept, același material, protecții level 2 la genunchi, foarte lungi, ajung până aici în zona asta. Dacă ai venit cu o cizmă mai înaltă de touring, cum port de obicei la Adventure Touring, până aici se completează frumos. Un alt lucru pe care nu l-am precizat la pantalonii de la Bogota Pro, protecțiile de la genunchi, indiferent cum le-ai seta, cum le-ai pune, nu stau niciodată în poziția care trebuie. Am mai vorbit cu un prieten care și-a cumpărat același costum și el s-a plâns de aceeași chestie. Până la urmă i-a dus la un croitor și a făcut un sistem propriu, astfel încât să țină protecțiile fix pe poziția pe care voia el. Acum, dacă vă uitați, la mine vine fix sub genunchi protecția. E lungă, într-adevăr, ajunge până aici. V-am zis, dacă vin, cum îl port de obicei, cu niște ghete de touring, adventure touring mai înalte, o mai înalță un pic și vine la poziția care trebuie. Dacă îl folosești pe motociclete mai sport touring, S1000XR Tracer 9 GT, s-ar putea să te frece destul de tare protecția de la genunchi. Asta am pățit eu în tura cu Tracer 9 GT. Mai am un prieten care are fix același costum și Tracer 9 GT. La fel s-a plâns și el. Deși poți să te mai joci cu ele, să le mai ridici sus-jos. Ce mi-a plăcut mie și de ce am ales acest model de costum? Pentru că voiam să mi înlocuiesc costumul meu Speedy Four Season, de care eram foarte mulțumit, dar îl purtase mai mult de 4 sezoane. Și am zis că Four Season, atât, trebuie schimbat. Glumesc. Partea interesantă este că la momentul acelei decizii am văzut că era din nylon 450D, Alpine Star am văzut că scria 600D, băi, mai bun. Însă această geacă e poliester 600D, care e mai slab decât nylonul 450D de la Speedy, deci mă aștept să fie mai prost rezistent la abraziune. Și am vrut să-mi iau ceva fix pe aceeași croială, același tipar, adică aici buzunare mari care se desfac să poți să te aerisești vara, pe mână să ai din nou aerisire de asta mare și în spate la fel un panou foarte mare să mai aerisească. Mai există variante de la Clover, am văzut care au cam același setup și Revit face cu sistemul acesta mare aerisit și cam ăsta, după părerea mea, e cel mai bun sistem pentru clima noastră. Pentru că noi avem în vară temperaturi care pot să ajungă la 35 de grade, 38, de exemplu la tura cu Tracer 9 GT, am prins caniculă, 38 de grade, 41 când ne-am întors în București, și atunci automat te ajută să ai un costum de ăsta care se transformă aproape într-un full mesh, pentru că mai rămân zonele astea care nu poți să le desfaci, și care te aerisești bine. În plus, când vine iarna, cum e acum, am ieșit ieri 5 grade cu GS-ul, mai băga căldură pe la picioare, era ok cât de cât, parbriz electric înalt, te protejea în zona asta, nu e
era mașoane încălzite, ce să mai, luxul după lume, dar e bine să ai mai multe straturi, așa cum are acesta. Adică, după stratul exterior care conține și protecțiile și poți să-l porți stand-alone, doar pe el așa, ai membrana Dri-Star impermeabilă, dar care poate fi pusă și pe deasupra gecii. Asta e mare invenție, domnule. Le-au trebuit 10 ani, mai mult de 10 ani, ca să vină cu ideea asta. Noi cumpăram de la Decathlon, frumos, purtam peste, era cât de cât ok, doar că te coceai în el de cald. Acum membrana asta este breathable, cum zic americanii, adică te lasă să respiri, Sankey, tot transpiri în ea dacă o porți așa pe dedesubt. Eu de fiecare dată am purtat-o peste anul ăsta, când m-a prins ploaia pe drum, am pus-o peste, pentru că deși cei de la Alpine Star zic că geaca este tratată cu o soluție rezistentă la apă, n-am vrut să risc, să se îmbibe cu apă, să dureze după aia, să usuce, să fie grea pe mine, așa dacă e stratul ăsta impermeabil, îl punem peste. După care mai avem stratul acesta termic, să zicem, o mesadă termică, care îți ție de folos în, v-am zis, sezonul rece, când vine frigul. Acum, ieri am fost, eu așa am mers cu o bluză termică de asta de iarnă, pot să zic că până în 7 grade așa e ok, nu o să simți că e frig, mers constant 110-130 la oră, e ok. Sub 7 grade în afara orașului nu mi se mai pare o geacă chiar ok de mers iarna cu ea, mai ales în condițiile în care am avut toate straturile puse, adică și ăsta de ploaie și mesada termică. Dar dacă ai de gând să te plimbi iarna, caută ceva sau îmbracă-te mai bine. Legat de mărime, eu la 1,85 m și 95 de kg XL. Acum e un pic diferită asocierea asta, pentru că de obicei la Alpine Star port 54 sau XL la gecile de circuit sau gecile de piele. Aici XL îmi vine un pic lălâi, mi se pare. Mie mi-ar fi plăcut să fiu mai pe corp așa, deși are toate baretele astea de customizare, tot mi se pare un pic așa bufan, mă face mai grăsan decât sunt în realitate. Iar la pantaloni, din nou XL, sunt un pic cam lungi, deși sunt varianta normală, nu sunt XL long sau ceva. E adevărat că dacă îi port cu cizme de adventure touring, atunci vin mai bine, maschează surplusul ăsta de material, maschează și cizma. Dar vedeți și aici, folosim baretele astea, se cam gâtuie așa materialul, nu prea îmi place cum pică pe mine, sincer să fiu. Sunt foarte mulați pe picioare, dacă aveți picioarele mai butucănoase așa, s-ar putea să vă strângă un pic XL-ul, cel puțin acum că îi port și cu stratul acela interior termic, mi se par destul de strâmți, abia pot să mă urc pe GS. Și de asta cel mai bine este să mergeți în magazin, să probați, să vedeți exact cum pică acel echipament și să-l cumpărați de acolo pe loc, ca să vă faceți treaba cu el. Acum, sincer să fiu, deși inițial am fost încântat de costumul acesta, pentru că este ușor. Ăsta e marele avantaj al lui, este mai ușor decât Speedy Four Season, așa se simte. Dar v-am zis, din cauza că folosește un material care este mai puțin dens și mai puțin protector, nu prea îmi place cum e croit el așa, indiferent, are 1000 de barete aici de ajustare, să-l faci cât mai bine prins pe corpul tău, mi se pare că arată tot timpul prea umflat, prea, acum am doar portofelul în buzunarul acesta, am uitat să vă mai zic, aici are niște buzunare care sunt impermeabile și pe interior mai are un buzunar în stratul exterior aici în dreapta care este impermeabil. Dar ce nu mi-a plăcut mie la el, felul ăsta de a fi 3-layer, nu e de exemplu ca la Speedy stratul acela interior termic, mesada termică să fie o gecuță stand-alone pe care poți să o porți când ajungi la destinație, ai dat jos stratul exterior și ieși în oraș cu gecuța aia, nu-și dă nimeni seama că tu ai venit cu motocicletă. E, la Alpine Star arată așa ca o tunică, o chestie, exact ca o, nu știu, ca o dublură practic, nu poți să ieși cu ea pe stradă, n-ai ce să faci cu ea. Una peste alta, e un costum care în primul rând, părerea mea, arată foarte bine, arată frumos, mai ales în combinația asta de culori. Îți ia ochii, îți ia mințile, de asta l-am cumpărat și eu. Se potrivește la BMW GS1300 în varianta Ocean 719 Tramuntana, dar cel puțin pentru mine, la conformația corpului meu, n-aș zice că e la același nivel ca Speedy Four Season și asta se vede și în preț, pentru că atunci când l-am cumpărat m-am uitat un pic ciudat așa. Speedy Four Season, chiar varianta veche, cum aveam eu, încă era mai scumpă geaca decât Alpine Star Bogota Pro, deși dacă te uiți la ele așa sunt cam la fel construite, dar asta, diferența asta de preț este în micile detalii. Marele atu al acestui costum rămân aceste aerisiri, aceste panouri full mesh, care sunt foarte utile vara, v-am zis, la noi,
când ai de 35 de grade, desfaci tot în față, în spate. Sunt curios ce părere aveți voi de costumul ăsta, dacă îl folosiți, dacă îl utilizați, dacă am fost eu prea critic sau poate sunt prea fan Speedy, deși v-am zis, Alpine Star tatuat pe inimă de mic copil. Și sunt curios să-mi ziceți dacă ați constatat și voi chestia asta, că parcă ușor, ușor Alpine Star s-a îndreptat a fi o marcă mai de consumerism, așa, de schimbat în fiecare sezon câte un lucru. Acum nu pot să zic că ăsta e foarte muncit sau arată tocit pe undeva. Are, cred că, vreo 6.000 de kilometri parcurs și anul acesta, deci nu e mers extraordinar, au fost folosit doar în turele lungi. Arată încă ok, e doar murdar. Dar cumva culoarea asta te ajută, dacă e de murdăreală, nu iese foarte bine în evidență.